Salut! Ieri am inspectat livada și am văzut o infestare deocamdată sumară la perii mei. Începem operațiunea de curățare prin dezinfectarea sculelor de tăiere. Alcool sanitar, turnăm pe foarfeca de tăiat. Așa cum se vede, perii au vârfurile de creștere afectate de bacteria Ervinia, bacterie foarte periculoasă care afectează în mare măsură merii perigutuii, producând ceea ce se numește focul bacterian sau ciuma bacteriană. Este o boală deosebit de răspândită, foarte gravă, care duce în lipsa tratamentului la uscarea totală a pomului. Infestarea începe în primăvară, se manifestă pe lăstarii de creștere și se transmite încet ramurilor anuale până ajunge în tulpina pomului. Netratate, așa cum ai spus, duce la pierderea pomului. Alternanța dintre zilele cu multă umiditate și nopțile friguroase favorizează dezvoltarea acestei bacterii deosebit de periculoase. Și mai ales pomii tineri sunt afectați în mod vizibil, așa cum vedem și în imagine. Semnele caracteristice sunt vârfurile se transformă într-un cârlig care se brunifică. Se usucă frunzele, dar nu se desprind, rămân atașate în continuare în pom. Tot ceea ce trebuie să facem este să tăiem toate părțile afectate cu 3-4 cm de dedesubtul infestării și să le ardem. Aici avem în vedere o infestare cu rapăn, tot la păr. Și rapănul merge mână în mână cu focul bacterian, fiind favorizat tot de condițiile atmosferice prielnice dezvoltării acestor bacterii. Dar focul bacterian mai este adus atât de vânt, cât și de albine din pomii vecinilor, pomi care nu sunt tratați. Resturile pe care le-am colectat după tăiere le punem într-un recipient și le dăm foc. Este singura soluție, nu le aruncați în grădină, pentru că bacteria rezistă și va prolifera din nou. Tratamentul este cu un fungicid sistemic aliet. Un plic de aliet la o cantitate de 8 litri de apă. Și trecem automat la stropit. Facem o îmbăiere totală de sus până jos, de jur împrejurul pomului, insistând să depunem substanța de tratament totalitate pe suprafața tuturor frunzelor și lăstarilor pomului nostru. Doar în felul acesta putem ține sub control aceste ciuperci, bacterii, fungi care se dezvoltă pe ei. Mergem încet la fiecare pom în parte și aplicăm tratamentul. Acest tratament îl vom relua după o săptămână. Din nefericire, de peste 2 zile se anunță din nou ploile, așa că trebuie să așteptăm trecerea pomilor și reluăm tratamentul. Atât pentru astăzi.